Sistemul sanitar este în fierbere. Principala nemulțumire este legată de regulamentul de sporuri, care a fost plafonat la 30%. Acesta a condus în lipsa majorărilor salariale pentru unele categorii de angajați din sănătate la reducerea veniturilor. În ciuda numeroaselor discuții dintre sindicaliștii din domeniu și reprezentanții Ministerului de Profil, problemele apărute nu au fost rezolvate, așa că membrii Sanitas au decis să treacă la proteste. Am decis ieri în Consiliul Național al Federației Sanitas. Vom începe cu notificări către spitalele unde avem membri de sindicat cu declanșarea conflictului de muncă, cu strângere de semnături. Pe 26 aprilie va fi un mare meeting de protest în fața guvernului. Preconizăm că vor fi acolo prezenți 10.000 de membri de sindicat, fiind cea mai mare federație din țară, urmând ca după strângerea de semnături, pe 7 mai să fie greva de avertisment de 2 ore între 9 și 11 și apoi pe 11 mai declanșăm greva generală. În județul Olt, autoritățile din Caracal și Corabia au stabilit împreună cu conducerile unităților medicale care vor fi sporurile la SJU Slatina. Situația este încă incertă, nivelul procentului sporurilor nu se cunoaște încă. Managerul Spitalului Slătinean a dat asigurări că niciun angajat nu va duce acasă mai puțin bani decât în trecut, indiferent dacă va primi sau nu fonduri suficiente de la Consiliul Județean. Cu toate acestea, și angajații din spitalele oltene vor lua parte la meeting-ul din capitală. Sanitasul de la Olt va participa cu cel puțin 200 de membri de sindicat. Nu cred că vor fi probleme în a convinge oamenii să meargă la acest meeting, pentru că mă gândesc la cei care nu au beneficiat de creșteri salariale de la 1 martie, infirmieri, brancardieri, biologii, kinetoterapeuții, farmaciști, și care, dacă nu se va găsi o soluție cât mai repede pentru eliminarea pragului de 30% pe ordonator principal de credite, mai mult ca sigur vor avea pierderi de venituri. Deci acești oameni trebuie să meargă să-și strige nemulțumirea în stradă. Noi le oferim ca și sindicat susținerea și toată logistica. La meetingul de la București vor lua parte angajați din toate spitalele din județ, cei mai mulți fiind angajați ai spitalului din Slatina. La protest vor lua parte angajați care nu vor fi de serviciu în ziua meetingului.